Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod foarte, foarte special de această dată, pentru că astăzi ne jucăm 1 versus 1, eu contra lui Vlad Hydra, care, apropo, a zis că mă distruge. Ia zi, Vlad, de câte runde îmi dai? Că ai zis că 5 sau 10, așa. 5 sau 10 runde, am înțeles, băieți, o să fie foarte greu. Vlăduț aici de față a zis că mă distruge. Știți că data trecută l-am trollat rău de tot și a fost mega amuzant, dar am zis, băi, acum trebuie să dăm și noi un 1v1 pe bune. Să vedem dacă am mai învățat prietenul Hydra. Vezi că ai căzut așa puțin tel pe cot. Bun, hai să dăm lamele, Vlade, ca să fie totul corect, da? Dăm lamele din start, prieteni, ne alegem partea și după aceea începe nebunia. Băi, nu uitați voi toți, înainte de toate, rupeți like-urile alea, prieteni, vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea și vreau să văd acolo susținere în continuare. Și apropo, scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige, prieteni. Câștig eu, care, apropo, sunt Nabibi, adică eu, opa, eu chiar sunt Nabibi rău de tot, băieți. Sau câștigă Vlad Hydra, scrieți acolo, sincer, să vedem. Aaa, ce mi-a dat la mea. Hai, alege, Vlad, CT. CT. CT, mamă, începem la tero, băieți. O să fie foarte interesant, trebuie să luăm așa pe nepregătite, băieți. Să facem treabă bună. Băi, chiar sunt curios cine se uită la tot episodul, pentru că o să fie un meci nebun. Încă o dată disclaimer, eu sunt Nabibi de joc, prieten. Nabibi, Nabibi, dar mai intră tapul ăsta, băieți. Mai intră, 1-0, Vlade, 1-0. Hai să vedem, mai ales că a zis că mă distruge. Eu chiar sunt curios ce înseamnă distrugerea asta, băi, că eu nu am distrugere în vocabular, decât când le dau distrugere adversarilor, nu când iau distrugere. Așa că... Hop. Băi, ce mă enervează cablul ăsta de la mouse. Rămăsese mouse fără baterie, băi, și l-am băgat. Deci, mă, Vlade, mă. Pe site. Bă, și m-am așteptat să fie acolo ca un șobolan, prieten, ca un șobolan. Ești nebun, mamă, ce bulan ai avut cu capul ăla, prietene. Știi că dacă nu-mi dădeai capul ăla, ăla era, ești nebun. Mamă, deci ce am tresărit, băi, trebuia să dau direct Free Fire acolo, mamă, 1-1. Hai, Vlade, ai încredere în forțele tale? Oh! Oh! Racheta, băieți, racheta, ești nebun? Mamă, Vlade, 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 băi, nu vine să cred. Băi, și am sărit, am văzut că e acolo, am zis, ia mă să încercăm, să vedem. Racheta. Nu mai pot. 3-1, Vlade. Mamă, îi dăm cu rage-ul, băieți, să sară rage-ul. Tu ai vrut brus să începi primul ACT? Eu am început primul ACT. Băi, îmi place mult de tot smoke-ul ăsta de scări, pentru că eu destabilizez emoțional. Îl destabilizez emoțional. Adică nu poate să mai ia și din partea aia de la scări. Ceva, un Vlade, where are you? Aștept și eu pe site. Pe site aștepți, nu? Da. Sigur? Foarte. Cât de sigur ești de cele spuse de tine, mamă, băiță, ăsta e șobolanul născut. 80. M-am așteptat să fie aici, prietene. Mersi de 5-7. 4-1, băiți. L-am luat tare să nu-i dăm prea multe șanse, mă înțelegeți? Vlade, aia e, Vlade. Dacă ai zis că mă distrugi... N-am zis să vedem dacă într-adevăr este așa. Ce râs, Vlade, râs, dar nu-i râsul tău, prietene. A, mă, că zicea la... Deci zicea la... înaintea videoclipului, băieți, înainte să începe, spunea că mă lasă pentru videoclip. Ia zi, Vlade, așa e, a? Păi da, te las, nu da, vezi. Hai, mă, băi, nu mă lăsa. Te rog eu, nu mă lăsa, joacă serios, Vlade. Să joc serios? Da, vreau să joci cel mai serios, Vlade, pe bune. Deci, mă, Vlade, că eu nu știu unde ești. Eu nu știu. O să fi. De unde a tras în mine, prieten? Dar mi-e cam fricuță. Un pic așa. Poate să fie o... Oh, acolo...
Ce supărat e, băi, deci ce-mi place când e așa supărat, băieți. Hai să luăm un M4A1S să vedem dacă merge treaba. Deci ce-mi place când îl enervez așa, prieten, pentru că de fiecare dată Vlad încearcă să-și depășească maestru. Dar Vlad, n-ai șanse, bro, nu știu cum să-ți spun. Trebuie să mai înveți ca să poți ajunge la acest lucru extrem. Bum. Bum. Cum ai ajuns site? Oh, Vlad, niciodată n-ai să înveți. 7-1. Băi, și el a vrut la CT. Mai țineți minte când se spunea că CT-ul este foarte easy la 1v1, băieți? E bine, Vlad nu cred că e de această părere. Am o Vlade, băi, doar o rundă. Băi, până și Gabi a luat mai multe runde, Vlade, pe bune. Ui. Am arme. În adâncul sufletului lui Vlad, băieți, este multă ură. Nu mai știe ce să facă. Este în criză. 8-1, Vlad. Păi și de ce pușez? Why you push, bro? Mamă, direct două gloanțe de backup. Băi, să nu spun acum oamenii că mă lași, Vlade. Hai tu noroc. Am eu noroc? Mamă. Deci, băieți, se numește distrugere ce se întâmplă acum, sincer, bă, distrugere. Distrugere, băieți! Se numește, hai să mai schimb o dată arma, tot cu arma ta, Vlade, că văd că mi-aduce noroc. Bă, deci am, cred că headshot și eu destul de mare. Mamă, Vlad, zero, bine, nu m-a omorât gen decât odată și eu 60%, dar am dat multe capete cu M4-1 în sosta. Nu știu ce tactic ar trebui să adopte, Vlad. Să nu mai fie așa, bă, te uși. Că dacă ești, bă, da. Băi, dacă e bătăuș, nu iese, frate. Holy, 11-1, Vlad, repet, Gabriela a luat mai multe runde decât tine. Sunt puțin tel dezamăgit, mai ales că sunt și Tero. Și știți că Tero... Hai că am avut USP. 12-1. Hai că acum e în 4. Nu trebuie să mă culc pe urechi, băiți. Eu le-au tare, ești nebun. Mie îmi place că Vlăduț e pe bătaie, adică nu stă așa. Asta șobolan la început când a luat în a doua rundă, când a luat runda asta, puțin șobolan. Dar acum ai pe bătaie și văd că merge bine treaba pentru mine. Vlade? Da. Du-te, du-te. AVP și l-am distrus! Vlade, te rog, mamă, deja a luat AVP! Bă, distrugere! Cred că cu tine trebuie să dau și un name, Vlade, că e prea 13-1, nu știu ce să zic. Ți-am dat prin cutie, mă. Cum nu mai omor, mă, cu AVP-ul ăla? Că mi-ai dat prin cutie? Păi da, 74. Și acum mai e bănuț, nu cred. Ia. Hai că a venit acum cu MP9-le. Băi, trebuia să se întâmple odată și odată și nenorocirea asta, prieten. Oricum, 13-2, săracul... Mamă, deci uitați cum arată aici rundele câștigate de el. Hai mă, Vlade. Băi, și când te gândești că dacă ne jucăm, nu știu, Poflash sau un Compe sau oriunde, băi, la Compe e ultimul slab, la Poflash numai boom headshot, băi. Nici nu pot să mișc în fața marelui Vlad, că mi-au mare headshot la Poflash, jur. Cred că se numește talent, Vlade. Talent. Ia uite bomba drupată. Aoleo. Nu știu cu ce să mă mai joc, băi, să mai dau și lui niște șanse, așa puțin tel. Și eu care nu sunt încălzit, Vlad, ești nebun, s-a jucat 200 de meciuri de compe azi. Nu, chiar nu m-am jucat azi. Nu te-ai jucat, da? Mamă, ce prost am tras, 15-2, Vlad! Băieți, să nu râdeți în comentarii că a luat Vlad doar două runde, da? Nu fiți răi. Deși da, e puțin tel de râs, Vlade. Mai ții minte, bro, când luai și tu 10 runde, 8, 7, 8, 10, mai ții minte? Țin minte, da? Ce să fac? S-au dus vremurile astea, a? Haide un name, Vlade, nu, hai un name, că nu se poate. Băi, 16-2 l-am distrus, nicio șansă n-a avut, mă. Pe AMP eu cred că o să tragă puțin cel mai bine, prieteni. Încă o dată, nu uitați voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta să dați acolo cât mai multe like-uri, prieteni.
Pentru că a fost un meci foarte intens, interesant, echipele au fost foarte echilibrate. De aceea, prieten, de aceea că săracu Vlad l-am luat cam tare și... Da. Da. Mamă, el acum, băieți, nu vrea să... Nu vrea să plângă aici pe filmare, dar vă spun eu că e foarte supărat. Simt asta în vocea lui, băieți. Se simte în vocea lui. Amă, Vlad, măcar aici, nu? Măcar aici, că eu pe trai sunt puțin tercanghenă. Sincer, dar totul nu. Avem voi AVP, da sau nu? Da. Da? Mom! Mi-a dat capul ăla prin cutie, băieți. Nu, și-a luat Vlad Dama AVP. Wow. Vezi că ești rău, bro. Na, mă. Mamă, hai să ne încercăm cu AVP-ul, băieți. Chiar dacă să știți că pe arta asta nu-i foarte bun AVP-ul, adică mor foarte ușor dacă ratez. Da, încercăm și noi. Băi, deci eu mă distrez foarte tare clipul ăsta, prieteni, sper că și voi vă distrați. 3 la 1, Vlad, what are you doing? Bă, tu ai vrut, păi tu ai vrut AVP, ai zis că avem voie, asta nu e... Nu mai vreau. Nu mai vrei, a, mă, că avem voie AVP. Tu ai zis, ce drept. Bă, măcar aici eu cred că o să iei mai multe runde decât pe... Liniștea spune totul, prieteni. Liniștea spune totul. Nu pot să cred așa ceva. O să vină și momentul în care o să omor și o să iei și tu AVP, dar trebuie să nu ratezi. Be careful, wow, wow. Opa! Wow, wow, wow. Be careful, vezi că-ți vedeam, ești nebun freza aia de rocker. Îți vedeam freza, Vlade. A murit. A murit. Mori. Ai mă, oh. I-am dat două hituri? Da, prin cutie. Ți-am dat două hituri cu AVP-ul? What? Opa. Nu. Nu mai joc polar. Wow, wow, e mai greu cu AVP-ul, pe bune, nu? Da, da. Că gen par mea, dacă ratezi odată, te-ai dus. O, oh, prietene, what are you doing? What are you doing, my friend? 10-2, băieți. Trebuie să mai iei două runde și ștank. Și gândiți-vă că în acest moment mouse-ul meu e și cu fir și chiar mă deranjează firul, gen, nu știu. Parcă e mai greu mouse-ul, că trage firul ăsta de el, știi? Mamă, ce prost am tras, băi, cât de prost am tras, bă, am încercat să-l omor repede pe jur. Gata, băieți, fără AWP. Vedem. Bă, da, mânca mea e curu, mă! Mama, am încercat să mă duc după cutii și direct, mă, gloanță, să nu mai înțelegeam nimic. Mă bate Pretty Boy Vlad Hydra, băieți. Mamă, clanul Pretty Boys. Gândiți-vă că e un 14 minute încep live-ul, prieteni. Și ce fac? Mă bat cu Vlad Hydra. Slăbuț. Slăbuț, hă? Slăbuț, băieți. Slăbuț. Slăbuț, Vlade, hai. Hai, Vlade, dacă zici că e slăbuț, hai să începem. Așa cum trebuie. Am încep. Frumos așa pe căpuleț. Hai, Vlade, dacă e slăbuț, ce faci? Nu mă omori? Tu omori, mine, stai. Hai, recunoaște, cine este profesorul tău? Păi, te joci toată ziua cu un pe. Mamă, mamă, 4-6 în 2, bro, am schimbat pe M4 ăsta. N-a fost o decizie întreaptă, prieteni. Mă joc cu prima harta de, de prima armă de mi-o dă în mână. Dar M4 nu e să sta, mă jur, e top armă, mai ales pe acuratețe, adică nu poți să dai spray-uri cu ea, dar la distanță, frate, trage și nebun laser cu ea.
Ce v-am spus? Păi, slaster. Băi, aici l-au mai multe runde, 15-6, Vlad. Un big like, băieți, pentru că a încercat Vlad. La... Hai, ultima rundă. Mamă, frate, 75 în 3 iarăși, băi, deci nu vine să cred că gen... Aveam ținut apel, i-am dat deja 3 gloanțe și am zis, l-o mor, l-o mor lejer. L-o mor lejer, băieți, și n-am fost super. Mamă. Vlad, ce ai de spus despre aceste două meciuri, pe A-Map și pe Miraj, sincer? Te-am lăsat pentru filmare. Da, 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 în afară de asta, că ai spus că mă distrugi, că se bat cap în cap chestia asta. Păi ori mă lași pentru filmare, ori mă distrugi. Și noroc, au fost da, mai multe chestii. Au fost mai multe, băieți, mai ales pe Miraj, unde a fost 16-2 sau cât a fost, 16-2 sau 16-3? 16-14 parcă a fost. Da, 16-14, băieți, da. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Vlad mai are foarte mult timp până o să-și depășească maestrul. Nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți să postați mai multe videoclipuri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye!